Începând de azi, vreme de 11 săptămâni, vă invit într-o călătorie fascinantă, una mai puțin obișnuită, o călătorie în timp. Vă invit, deci, la o călătorie prin cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, așa cum ne plimbăm prin centrul vechi al Bucureștiului sau pe oriunde vom fi fiind. În fond, aceste regimuri comuniste, pe parcursul la 45 de ani, au evoluat, au alimentat tot felul de iluzii, după care au eșuat atât ideologic și politic, cât și economic. În 1989, pe parcursul a câteva luni, regimurile comuniste din Europa de Est cad unul după altul. Prăbușirea acestui castel din cărți de joc avea să schimbe ordinea mondială. Ceea ce trebuie să știm este că, pe la mijlocul anilor 70, lumea intra în era post-industrială. Acum încep să se schimbe tehnologiile, iar materiile prime clasice sunt înlocuite cu altele mai puțin costisitoare. Flexibile, țările occidentale se adaptează noii situații, ceea ce va duce la o dezvoltare economică rapidă. Pe partea cealaltă a zidului, în blocul comunist, lucrurile nu stau tot așa. Centralizarea excesivă, rigiditatea și teama de schimbare conduc la o economie înțepenită bazată pe oțel, cărbune și petrol. Diminuarea rezervelor de materii prime și mai ales criza provocată de scumpirea petrolului în 1973 s-au repercutat puternic asupra economiilor acestor țări. Sunt mulți istorici care vorbesc după 89 despre faptul că acest moment nu e un miracol, că a fost un proces, un proces cu dinamica lui. Cu alte cuvinte, mulți spun că existau semne clare încă de undeva de la mijlocul anilor 70, niște semne care spuneau cu un oarecare grad de limpezime că la un moment dat se va întâmpla ceva radical cu blocul estic. Sunteți de acord cu punctul ăsta de vedere? Sunt de acord că a existat o acumulare de condiții și acestea au fost de natură economică în primul rând. A fost eșecul economiei de stat în fața economiei capitaliste occidentale și, pe de altă parte, au fost de natură militară. În momentul în care Statele Unite au decis că împreună cu celelalte țări din NATO și atrăgând chiar și Japonia într-un efort militar care s-a numit Războiul Stelelor, să angreneze într-o cursă pe care tehnologic Uniunea Sovietică nu putea să o ducă decât cu prețul prăbușirii părții interne a economiei, atunci s-a realizat o presiune de ordin economic și o presiune de ordin militar în cadrul războiului rece. Un alt element important este faptul că în anii 80 globalizarea începe să-și facă simțite efectele din ce în ce mai tare. Televiziunea și radioul capătă o importanță mult mai mare. Deși exista o cenzură foarte dură, oamenii de dincoace de cortina de fier încep să afle ce se întâmpla dincolo. Partidul nu mai reușește să cosmetizeze complet realitatea. Aici Radio Europa Liberă. Este ora 22. La microfon, Alexandra Polisu. Transmitem știrile. București. În cursul demonstrațiilor din capitală, forțele de securitate au deschis focul, ucigând între 8 și 20 de persoane. Manifestanții au lansat un apel la grevă generală la București. Demonstrațiile continuă. Spre centrul orașului se îndreaptă noi grupuri de oameni. Piața Palatului a fost înconjurată de unități de blindate. Ambasada americană din București a putut confirma uciderea a cel puțin 13 tineri. În 1975 se mai întâmplă un lucru important. La Helsinki se desfășoară Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa. La 1 august 1975, conducătorii statelor europene, ai Statelor Unite și ai Canadei, au semnat actul final al acestei conferințe.
Documentul conținea trei capitole distincte: securitatea militară, cooperarea economică și drepturile omului. Coșul 3, cum a fost numită partea referitoare la drepturile omului, avea să constituie un factor extrem de important în monitorizarea politicii interne a țărilor socialiste și încurajarea apariției societății civile ca alternativă la politica regimurilor totalitare. Considers that the principles on which this conference has agreed are a part of the great heritage of European civilization, which we all hold in trust for all mankind. Și iată cum abuzurile și ilegalitățile încep să fie monitorizate și făcute publice. Cetățenii statelor socialiste încep să ceară respectarea drepturilor omului, cer libertatea cuvântului, dreptul la asociere și libertatea de călătorie. Așa apar și germenii unor societăți civile. Această societate civilă nu reușește ea prea multe imediat, dar regimurile socialiste încep să fie măcinate încet și sigur din interior. Ceea ce a fost cu adevărat miracol a fost capacitatea unor imense mase populare ca într-un moment astral al istoriei să fie gata să lupte și să moară pentru idei abstracte. Libertate, adevăr, democrație, alegeri libere. Acest lucru istoricii occidentali nu l-au putut înțelege, pentru că ei sunt lipsiți de ceea ce cunosc cei care au trăit regimul tiraniei, pedagogia suferinței. Nu sunt capabili să o înțeleagă. Am constatat acest lucru când am fost profesor la o mare universitate din Statele Unite, circulând și fiind invitat în anii 90-91, 91-92, în marile universități din America, pe ei nu i-a impresionat foarte mult ce s-a întâmplat în sud-estul Europei. Erau încă obsedați de Vietnam. Adică erau obsedați ani de zile de o suferință pe care o cunoșteau. Ideea că poți înțelege ceea ce altul trăiește este falsă. Dacă nu ai trăit, poți doar fără să o prinzi emoțional. De aceea partea de miracol nu au înțeles-o. Au înțeles numai beneficiile pe care le-au obținut fără niciun merit. Brusc s-au trezit că războiul rece a încetat, s-au trezit din punct de vedere militar fără amenințarea unui război atomic, s-au trezit că, de fapt, centrul de putere, într-adevăr, care era în Ucraina, de fabricare a armelor nucleare, dintr-o dată era dispus să coopereze, s-au trezit că până și aerodromul de la Baikonur în Kazahstan putea să fie într-o țară cu care puteau negocia, deci s-au trezit fără amenințare atomică. Și în același timp s-au trezit cu o parte foarte mare a fostelor state din Europa Centrală și de Sud-Est, pe care au privit-o ca o piață de desfacere și ca o piață de muncă. De aceea istoricii, economiștii și toți au privit-o în acest mod în care ei puteau să-l privească. Este, într-un fel, vina noastră, dar și puținul ecou care s-a găsit a celor din Europa Centrală și de Est, care au constituit prima familie a liderilor, a președinților democrați, care nu proveneau nici din fosta nomenclatură, dar nici nu erau oameni politici democrați formați în școala occidentală. Pentru că în acel moment popoarele nu au mai dorit să îi vadă la conducere pe foștii nomenclaturiști și reprezentanții ai poliților politice, dar nici nu aveau pregătiți alții. Și atunci au apelat la oameni care veneau din domeniul elitelor intelectuale. Pe 11 martie 1985, Mihail Gorbaciov devine secretarul general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. El încearcă să redreseze economia sovietică. Un an mai târziu, în 1986, lansează Glasnost și Perestroika. Perestroika era, spunea el, o strategie politică destinată înainte de orice să consolideze statul sovietic în interior, punând capăt rupturii dintre partid și societate.
În mod cert, Mihail Gorbaciov a fost un caz unic în istorie. A ajuns la conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, apoi și a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, după trei lideri bătrâni și bolnavi, Brejnev, Andropov și Cernenko. Mihail Gorbaciov, mai tânăr, instruit și cu maniere occidentale, a generat în societatea sovietică o atmosferă de optimism, fiind primit cu o reală speranță de cetățenii din URSS. Extrem de important a fost faptul că Gorbaciov s-a bucurat de sprijinul KGB-ului, care știa prin intermediul aparatului său de informații cât de mult rămăsese în urmă Uniunea Sovietică în competiția cu Occidentul. Mai știa că presiunea aparatului de stat și a forțelor de ordine făcea sistemul socialist tot mai vulnerabil. Pentru a supraviețui, el trebuia reformat din temelii. Erați la curent cu ce se întâmpla în Uniunea Sovietică. Flerul dumneavoastră, instinctul dumneavoastră, lucruri strict legate de persoana dumneavoastră, nu vă spuneau că urma o modificare, că se schimba ceva? După 85, percepeai că ceva se va schimba, pentru că, într-adevăr, lucrurile se schimbaseră. Nu mă refer numai, să spunem, la aprovizionarea populației, dar din discuțiile pe care le aveai cu colegii sovietici, îți dădeai seama că ceva se schimbe. Adică este o preocupare a lor și această preocupare a crescut tot mai mult pe măsură ce situația economică, în principal, din Uniunea Sovietică se degrada, raporturile între plan național, să spunem, deveneau din ce în ce mai tensionate. Dar gândul că se va prăbuși sau se va destrăma URSS-ul nu exista. În ceea ce privește o anumită presiune pe care spuneți dumneavoastră, vreau să spun că a fost mai mult sub forma unor sfaturi, recomandări, sub nicio formă. Adică n-am simțit niciodată, adică n-am avut senzația că se impune ceva. Ceva. Adică foarte atentă, de exemplu, a fost atitudinea Gorbaciov în noiembrie 86 la Moscova, când a fost o întâlnire cu liderii partidelor din țările socialiste, în care pentru prima dată, mai mult decât clar, le-a dat de înțeles că a trecut vremea impunerii vreunui model a unor reguli. Este o schimbare colosală. Era o schimbare, într-adevăr, care a frapat pe foarte mulți. Declarațiile lui că fiecare partid răspunde de starea de lucruri din propria țară, dându-le de înțeles că de acum noi nu ne mai amestecăm, sunteți pe cont propriu, este foarte bine. La început a fost, de fapt, la începutului a fost când a preluat funcția de secretar general Gorbaciov. Cam în același spirit s-a pronunțat. Asta a determinat pe unii dintre participanți, așa cum spunea și Gorbaciov, să creadă că am mai auzit noi lozincile astea și după aceea lucrurile intră pe făgașul normaluri. Dacă e să fim cinstiți, Gorbaciov a fost totuși corect. La vremea respectivă, gorbaciovismul părea o soluție miraculoasă, iar liderul de la Kremlin credea că glasnost, adică dezghețul, înseamnă pentru mulți nu doar cosmetizarea imaginii Partidului Comunist, care s-ar fi arătat dispus să întrețină un dialog real cu cetățenii, ci chiar înlăturarea monopolului politic al acestui partid. Drepturile omului treceau în prim plan deasupra intereselor de partid, iar opțiunile politice, chiar cele anticomuniste, cereau să se manifeste liber. Perestroica nu era doar reconstrucția sistemului socialist totalitar, ci a societății însăși, prin desființarea modelului centralizat de conducere și asigurarea unui curs liber pentru economia de piață. Dar prin reformele inițiate, situația URSS nu numai că nu s-a îmbunătățit, ci a cunoscut o deteriorare economică tot mai gravă, iar criza politică s-a accentuat. Domnule președinte, unde credeți că a pierdut Gorbaciov controlul și când? Gorbaciov a întruchipat speranțele unei reforme. Se ajunsese la saturație cu acea gerontocrație pe care ați amintit-o și în care, la un moment dat, și-au dat seama că nu mai pot
să rămână la nivelul acestei gerontocrații și l-au ales pe cel mai tânăr dintre ei. Acum nu mai era momentul unei răzbunări Hrușciov și Hrușciov se alese ca tânăr, dar el a reacționat în modul comunist, care l-am văzut apoi și în România. Și-a omorât înaintașii, și-a exclus și-a omorât. Gorbaciov a procedat altfel și a format o echipă de vârsta lui pentru a începe această reformă. Deci această echipă chiar gândea. Și gândea că trebuie să facă niște reforme mai rapide. Dar nu le poți cere să spargă niște limite. Era normal că aceste reforme trebuiau să se facă în interiorul sistemului comunist cu păstrarea hegemoniei Partidului Comunist. Și ele au început pe două linii. Prima era la capăt, perestroica, reconstrucția, dar care avea un scop economic, trebuia să încununeze reformele în economie și în administrație, dar ca la un medicament, pentru că acesta să fie preluat, ei știau că reformele au un preț social imediat dur și atunci au, ca la un drageu, au pus și o parte mai dulce și anume transparența, glasnost. Acesta a fost momentul extraordinar. Și aceasta explică miracolul pe care istoricii, politologii din vest nu l-au înțeles nici atunci și nu-l înțeleg nici acum. Pentru că s-a petrecut ceva uluitor. În timp ce masele populare au fost interesate de perestroica, pentru că ei s-au așteptat ca aceasta să le aducă imediat niște beneficii economice, să fie un comerț liber, elitele intelectuale au fost interesate de glasnost. În ceea ce privește pe Gorbaciov, la el, ei lucrurile, într-adevăr, se schimbaseră. Deja Partidul Comunist al Uniunii Sovietice a început să-și piardă din rol și asta se întâmplă în martie 90, când din Constituția URSS-ului a fost eliminat articolul 6, care privea rolul conducător al PCUS. Din acest moment, și activul de partid și-a dat seama că nu își mai are cumva rostul, se înregistrează un număr foarte mare de ieșiri din Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, nu mai există nici același entuziasm, abnegație între, eu știu, în realizarea unor indicații ale congreselor sau plenarilor partidului. De fapt, asta cred că este unul din principalii factori care au dus la destrămarea URSS-ului, a dispărut acest liant. Gorbaciov, trebuie să ne limpezim cei cu el, pentru că lumea îl mitizează. Gorbaciov a fost adus să salveze sistemul, nu să-l îngroape. A încercat întâi prin reforme periferice, prin reforme parțiale, prin schimbări minime, să salveze sistemul, să-l facă să funcționeze. N-a reușit. A adâncit aceste reforme. N-a reușit. E bine să renunțăm la ideea de Gorbaciov, care a fost liberatorul acestei lumi, acestei populații, de la Praga până la Vladivostok. El a fost adus ca șef al PCUS, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, ca șef al biroului politic la Kremlin, ca să salveze sistemul bolșevic. Prima lui reacție a fost, ne ducem la Lenin, refacem experiența lui Lenin, că el a avut dreptate, el a reușit totuși să câștige victoria, să construiască această Rusie bolșevică și trebuie să renunțăm la tot ce a fost după aia, experiența lui Stalin, a lui Brezhnev. El era hrușciovist, Gorbaciov. Toată această lume comunistă din centru, de la Praga, cum a spus, până la Vladivostok, era putredă. Era pe cale să se prăbușească, să se rupă. Gorbaciov a apărut în ceasul al 12-lea și a făcut o încercare disperată de a mai salva ce se putea salva. N-a putut să mai salveze nimic. A fost o luptă la Moscova între conservatori și reformatori. Conservatorii spuneau că dacă schimbăm ceva, ei erau neostaliniști, dacă schimbăm ceva, tot sistemul se prăbușește. Reformatorii spuneau, dacă nu schimbăm, dacă nu updatăm sistemul,
El se prăbușește pentru că lumea în jurul nostru se mișcă. Cine a avut dreptate? Au avut dreptate conservatorii. Sistemul comunist nu era reformabil. Toate statele comuniste care încercaseră soluții proprii nu reușiseră. Ceaușescu nu reușise cu această dezvoltare a economiei utilizând fonduri de la instituțiile financiare internaționale. Golaș comunismul, vorbim cu admirație despre el, dar totuși nu a reușit să creeze un model pentru celelalte state. În Iugoslavia la fel, Tito a permis funcționarea unei economii libere, aproximativ, relații cu Occidentul, dar totuși nu a fost un etalon al economiei. Polonia a trecut continuu prin crize, nu mai spun de Bulgaria. Deci ce ne facem cu un colos de acesta economie care nu rezistă? Nici politic nu mai putem să argumentăm politic. Situația cea mai complicată era în Polonia, unde încă de la începutul anilor 70 se înregistrau mari tensiuni sociale. Mai precis, în decembrie 1970, armata intervine în forță pentru a opri greva muncitorilor din porturile de la Marea Baltică. Noi proteste s-au înregistrat în iunie 1976 pentru ca în iulie-august 1980 guvernul să semneze un acord cu liderul greviștilor de la Gdansk, electricianul Lech Wałęsa. Era pentru prima dată când un guvern de comuniști negociase cu un sindicat care nu era controlat de partid. Pe acest fond de tensiune, în prim planul scenei politice, a apărut generalul Wojciech Jaruzelski. În decembrie 1981, el a proclamat legea marțială, a suspendat sindicatul Solidaritatea și a arestat mii de activiști ai acestuia. Deși era dizolvată oficial, Solidaritatea a continuat să existe, iar liderul ei a fost puternic susținut de statele occidentale. După calmarea spiritelor, în septembrie 1986, a fost acordată o amnistie generală. În august 88, Jaruzelski a propus o masă rotundă a oficialităților și opoziției, cităm, care respectă ordinea legală și Constituția, citat închis. Foarte important fapt era alegerea lui Karol Wojtyła la postul de papa de la Vatican. Capul Bisericii Catolice. În 1978 a devenit Ioan Paul al II-lea și a dat o idee pentru a schimba ceva. O idee creștină care era împotriva materialismului comunist. Era extrem de important pentru țara mea, dar și pentru alte țări de regiune. Trebuie să spunem că în Polonia, de pildă, nu a fost, pământul nu a fost colectivizat în 100%. Aproape 50% de pământul a fost colectivizat. Deci există o proprietate privată. Există și sentimentul patriotic, care în Polonia se duce împotriva agresiunii sovietice și agresiunii hitleriste, bineînțeles, dar hitlerismul la vremea respectivă era mort. Țara era ocupată de trupele sovietice și în Polonia era un acord condus de comuniști cu Moscova și care era împotriva sentimentului național. Deci cineva care era patriot era automatic împotriva acestui sistem comunist. Și din cauza asta putem să vorbim și despre societatea civilă, dar și civică și despre niște mișcări patriotice și mișcări de liberale naționale. Polonia prin biserică, prin mișcarea intelectuală, prin societatea civilă, prin sindicate, au creat o masă critică anticomunistă care n-a putut fi oprită. Gândiți-vă, Polonia era culoarul spre Europa a Uniunii Sovietice. Era obsesia lui Stalin. El a spus de altfel că se potrivește comunismul în Polonia ca o șapovacă. Gândiți-vă că în 56 s-au răsculat, în 70 s-au răsculat, în 76 s-au răsculat, în 80 s-au răsculat, în 86 s-au răsculat. Polonia a fost o țară, cum se spune, tânără și neliniștită. A fost o țară în continuă agitație, în care mișcări, care în toată această perioadă au demolat, au demis întotdeauna conducătorii comuniști.
Polonia a fost motorul. În 1980, solidaritatea a fost începutul sfârșitului pentru sistemul comunist. Polonia trece prin lege marțială, trece prin arestarea și interzicerea, arestarea liderilor solidarității, interzicerea solidarității. Ei bine, în 1989, încă din ianuarie, regimul cedează, acceptă solidaritatea, încă interzisă, ca dialog pentru o schimbare politică majoră în Polonia. Imediat solidaritatea este din nou recunoscută oficial, începe celebra masă rotundă și deja în vară avem alegeri libere, primele alegeri libere într-o țară comunistă, alegeri în urma cărora Partidul Comunist dispare.